Spectacol de zile mari duminică în partida dintre AS Rucăr și AS Lerești, încheiată cu victoria zdrobitoare a gazdelor 7-3. După un început în forță al oaspeților care au reușit să deschidă scorul după doar 5 minute de joc, pe teren nu a mai fost decât o singură echipă și anume AS Rucăr. Cu frații Genaru în mare formă, rucărenii au dat un adevărat recital fotbalistic, reușind să înscrie pe bandă rulantă în poarta nefericitului Sitaru. Mai întâi, Georgian Genaru a restabilit egalitatea în urma unei lovituri de la 11 metri, scoasă de fratele acestuia, Marian. Imediat după egalare, la rampă iese Marian Genaru, care a semănat panică în careul lereștenilor de fiecare dată când avea mingea la picior. Cu două minute înainte de finalul primei reprize, Marian Genaru punctează pentru 2-1 în urma unei gafe a apărătorilor adverși, pentru ca, imediat de la revenirea de la cabine, același jucător să mai puncteze de două ori în doar două minute, reușind hat-trick-ul. Complet debusolați, lereștenii au reușit să reducă din handicap prin șfarț, însă Răuță cu o dublă a pus și mai mult sare pe rană și le-a administrat oaspeților cea mai usturătoare înfrângere din campionat. După surpriza de la Rucăr, o alta s-a produs de această dată la Valea Mare Pravăț. Cimentul din localitate a reușit o victorie nesperată în fața liderului Rapid Davidești, relansând astfel campionatul. La pauză, cele două formații au intrat la cabine la egalitate 0-0, însă în partea a doua a jocului, gazdele au punctat de două ori prin Săceanu și Oveșdanie, ultimul ridiculizând întreaga apărare adversă. În urma rezultatelor înregistrate în runda recent încheiată, diferența de puncte dintre primele două clasate, Rapid Davidești și AS Cetățeni, s-a redus la o lungime, ceea ce face mult mai disputat finalul de campionat. Rezultatele complete înregistrate în etapa de duminică din campionatul județean de fotbal, Liga a 5-a, seriile Nord, Sud și Centru, cât și clasamentele la zi sunt următoarele. Liga a 5-a, seria Nord, etapa cu numărul 20. CS Rucăr, AS Lerești, 7-3. AS Cetățeni, AS Partizanul Vlădești, 3-1. AS Flacăra Boteni, AS Godeni, 1-1. AS Petrolul Hârtiești, AS Dragoslavele, 4-5. AS Școala de Fotbal Gicăre Tevăescu, AS Schitul Golești, 0-3. AS Cimentul Valea Mare Pravăț, AS Rapid Davidești, 2-0. AS Vulturul Vulturești, AS Unirea Bughea de Jos, 5-1. Liga a 5-a, seria Sud, etapa cu numărul 23. AS Energia Stolnici, AS Unirea Tricolor Șerbănești, 9-0. AS Viitorul Lunca Corbului, ACS Steaua Negraș, 3-0. AS Rafinorul Arpechin Pitești, AS Recolta Slobozia, 6-1. AS Juventus Bascov, AS Unirea Hârsești, 4-1. AS Viitorul Bârla, AS Izvorul, 3-5. AS Miroș, AS Căldăraru, 5-2. AS Speranța Cornățel, AS Viitorul Ștefan cel Mare, 6-6. AS Progresul Orecea, AS Popești, 6-1.
Liga a 5-a, Seria Centru, etapa cu numărul 26. AS Deportivo Mălureni, ACS FC Corg, 2-2. AS Ciofrângeni, AS Mușătești, 1-0. CSE Edilul Pitești, ACS FC Dănuț Coman, 5-4. CSE Domnești, AS Băiculești, 3-1. AS Rătești, AS Drăganu, 0-3. AS Stejarii Beleți Negrești, AS Voința Budeasa, 2-2. AS Șoimii Tigveni, AS Oarja 2011, 1-2. AS Vulturii Priboieni, AS Cătească, 3-3.